Da. Scump popa. Niște cifre din aceste rezultate sunt falsificate. Care, de exemplu? E falsificată cifra aceea de 70% că s-au declarat români. Nu credeți că sunt așa de nu. Puțini sau așa de mulți? Nu cred că așa de mulți. Eu compar cu aceeași rezultat care le-a avut Ghimpul la alegerile prezidențiale. Deci luați parlamentar. Hă? Luați parlamentar. Le compar cu... Dar mă știe de ce conjuncturi l-au luat. Că românii l-au schimbat pe Iure Roșca pe dân, pe el. Da. Dar nu, cifra aceasta poate să fie nu mai mult de 3, cel mult 3,5%, dar nu 7, s-au declarat români. Deci, într-un caz. A, că aici au făcut... E de ce au târgânat 4 ani de zile cu rezultate acestea? Că au vrut să rădește cifre și ele acolo care lor le trebuie atât cât le trebuie lor. Dar se vede că ori Valcov a devenit păreadă și ne pare canțo, canțo, ori alții acolo nu le-au permis, ori s-a întâmplat ceva, că au ieșit aceste cifre și încă și aici sunt. Și în alte cifre, cât de cât îmi par mie că poate, poate, mai ales cu decalajul acesta de cetățeni din țară, cu toate aceste locuri, tragedie. Trebuie de analizat. Iar că, vedeți, dar cât a trecut? O lună de zile când au fost aceste cifre deja difuzate, da? Ați citit vreo hotărâre a guvernului pe marginea acesta? Ați văzut un proiect de lege în Parlament? Și concluzii facem noi, societatea, că țara se distramă, că țara rămâne fără cetățeni, că țara se denaționalizează? Ați văzut ceva? Cineva a propus? Categoric nimic.